Miercuri 11 septembrie, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice, sub coordonarea procurorului din cadrul parchetului de pe lângă Tribunalul Timiș, au pus în executare 5 mandate de percheziție domiciliară la punctele de lucru ale unei societăți comerciale din localitatea Remetea Mare, precum și la domiciliile unor persoane fizice bănuite de comiterea unor activități ilicite în domeniul colectării de deșeuri nepericuloase. În fapt, în urma cercetărilor, încă de la începutul anului 2024, a reieșit faptul că această societate comercială a desfășurat activități de colectare a deșeurilor provenite din construcții, neînregistrând în contabilitate operațiunile efectuate, dar și activități de valorificare a materiilor prime rezultate din reciclarea ilicită a deșeurilor, practicând astfel prețuri mai mici decât cele reale de pe piață. Astfel s-a constatat că nu ar fi fost respectate prevederile legale în domeniul legislației privind protecția mediului. Activitățile au fost realizate cu sprijinul polițiștilor din cadrul Serviciului Arme, Explozive și Substanțe Periculoase Timiș, Serviciului de Investigații Criminale, precum și al luptătorilor Serviciului pentru Acțiuni Speciale Timiș.